Cristi Dorobat e cu noi la această oră și în această dimineață. Bine te-am găsit, Cristi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și tu erai fan de Linkin Park? Da, dar așa e viața, merge înainte. Muzica rămâne vie oricum. Oricum. O mai ascultăm din când în când. Cristi, ce vești ne dai la această oră? Uite, vești destul de interesante. Autoritățile americane, dar și cele din Europa, au reușit să închidă două site-uri din Darknet, care, din acea parte neagră a internetului, unde era înfloritor comerțul de arme și droguri alte lucruri. Ca să vă explic, există internetul pe care îl știm, pe unde accesăm toate site-urile, și un internet un pic ascuns, unde toate adresele sunt ascunse, unde site-urile nu există. E de fapt un fel de rețea virtuală în rețeaua virtuală pe care o avem noi. Inception. Da, un ceva de genul acesta. Iar două site-uri de aici au fost închise. Acolo se întâmplă foarte multe lucruri. De la toți virusii care apar, se testează întâi în acea rețea sau se dezvoltă în acea rețea și apoi apar în internetul nostru. De exemplu, acolo poți să faci o solicitare, din ce am mai citit eu, poți să faci o solicitare a unui anumit virus pe care tu să-l cumperi, care să facă anumite lucruri. Corect, corect, corect. Droguri, deci aceasta arme este și... așa, și două site-uri care se ocupau, sau mă rog, care găzduiau locuri de întâlnire pentru așa ceva, ele au fost descoperite și închise, că nu este ușor să descoperi ceva ce... în principiu fizic nu există. Ele erau pe niște servere și au trebuit să fie descoperite pe ce servere sunt. A fost o acțiune destul de interesantă a FBI-ului și a Europolului pentru a detecta aceste data centere unde erau hostate site-urile și închise. Nu este singurul lucru care s-a întâmplat. Au mai fost închise în acest an alte site-uri și au creat chiar frustrare pe internet, că erau locuri de întâlnire pentru mulți utilizatori. Și nici măcar nu era simplu să intri pe aceste site-uri, trebuia cumva prin... Da, 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 trebuia să te ascunzi, să instalezi o groază de software, să intri în acea rețea virtuală care de fapt nu exista. Dar până la urmă, dacă este la vedere, eu zic că este mai sigur și suntem mai bine. Ok, altceva? Altceva, între timp cei de la Microsoft se laudă cu venituri peste așteptări datorită sistemului lor de cloud și de servere în cloud, care a mers mult mai bine decât se așteptau concurenții sau piața. Cei de la Microsoft au încasări de vreo aproape 25 de miliarde de dolari în ultimul semestru de anul trecut. Iar aceasta este un imbolc pentru întreaga companie, astfel încât oamenii să folosească în continuare serviciile lor sau ei să dezvolte mult mai multe lucruri, asta după ce zilele trecute puseseră pe liber niște persoane. Altceva? Și de pe publica.md aflați la ce întrebări trebuie să răspundeți dacă vreți să lucrați la Google. Întrebările pot părea foarte simple, dar sunt întrebări de perspicacitate din care angajatorii își pot forma o opinie despre oameni. Deci, dacă vrei să lucrezi la Google, poți să intri pe publica.md să afli cum să te poți angaja acolo. Cum de mai mai... Altceva. Altceva pentru săptămâna viitoare. Se întâmplă ceva. S-aduce aminte de fenomenul altceva, nu? Da. I-a zis ceva Zodia astăzi pentru ziua de vineri, inexplicabil. Cristi Dorobac, îți mulțumim tare mult pentru imagini și informații. O să le vezi și pe publica.md.